Asociația Promolex a fost constituită ca o organizație de drepturile omului. Este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit. Misiunea Asociației Promolex este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv prin monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile. Tocmai din această cauză, Promolex organizează în perioada 25 mai 12 iunie curent dezbateri electorale pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015, cu participarea candidaților la funcțiile de primar și consilier din țară și a formațiunilor politice înscrise în cursa electorală. Dezbaterile din Fălești au loc în cadrul campaniei Ieși la vot, organizată de Promolex în perioada mai-iunie 2015. Cele 10 dezbateri publice electorale în mai multe localități, care vor scoate în evidență viziunea concurenților electorali cu privire la soluționarea problemelor locale și dezvoltarea comunității. Potrivit organizatorilor, la dezbaterile publice din Fălești au fost invitați 9 concurenți electorali, dar s-au prezentat doar 5. Aceștia au participat la tragerea la sorți. Astăzi la Fălești a avut loc prima dezbatere din ciclul de 10 dezbateri pe care ne propunem să le facem în Republica Moldova. Mâine suntem la Otaci și tot în această săptămână ajungem și la Ocnița. Ne bucură prezența celor care au fost, de întrebările pe care îi frământă. Ne bucură foarte mult că și candidații sunt cointeresați să se promoveze prin astfel de evenimente. Cei prezenți au adresat concurenților electorali întrebări legate de problemele orașului Fălești. Strada centrală, știu în ce numai, ar fi binefic că te pus întrebarea ca să fie refăcute capital. Este un proiect a Partidului Liberal de a se câștiga niște fonduri europene, respectiv ca să fie renovată în totalitate strada Ștefan cel Mare sau Aleea Castanilor, cum este numită în oraș. Reconstrucția străzii centrale, am o altă cale. Eu aș vrea să fac ca monument istoric, și totodată în punct este pus schimbarea stelii orașului, care să fie desenată strada centrală, pietruită și doi caștani pe prejur. Deci în programul nostru este inclus un punct privind repararea caldărâmului din strada Ștefan cel Mare. Deci merge vorba de porțiunea care este din pietruită. Ca să cunoască și domnul Marin, acest drum este deja monument istoric. Într-adevăr, această stradă este inclusă în Registrul Monumentelor Istorice din Republica Moldova. Privesc fondurile europene, nu știu zâlcă dacă noi o să putem accesa acolo sursă pentru reparația drumurilor. Deci trebuie să căutăm surse proprii. Sursele proprii trebuie de văzut posibilitatea bugetară atât a raionului cât și a orașului, pentru că importanța nu este numai a orașului. Acest vopros я не включил в программу, а я поднял его на уровне парламента и говорил со своими коллегами, чтобы они помогли мне со стороны юридической, со стороны там специалистов и так далее. Intervievații oamenii spun că au așteptat mai multe realizări de la fostul primar și speră ca viitorul primar de Fălești să facă mai mult pentru oraș. На самом деле, в нашем городе очень много проблем. Каждый обещает кучу нового. Но мы хотим, чтобы соблюдались какие-то моральные права человека, в первую очередь, чтобы люди смогли достучаться до власти и чтобы на второй день после того, как прошли выборы, чтобы о нас не забыли. Orașul nu dispune de niciun teren de joacă, adică poate că sunt câteva terenuri care sunt locative, adică un bloc de locativ, dar așa, adică un loc public nu există nici de fel. Fiind elev al liceului Teodor Mihai Eminescu din oraș, principala problemă deranjează drumul care duce spre liceu, deoarece noi în fiecare dimineață și în fiecare după amiază mergem și venim de la liceu, trebuie să ne ferim de mașini și mașinile de noi, evident, și nu e exclus un accident sau probleme genul acesta. Menționăm că campania Ieși la vot are drept scop promovarea și încurajarea votului informat și conștient în rândul alegătorilor din țara noastră. Face parte din cadrul programului Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova și beneficiază de asistență financiară din partea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare.